Peste 300 de angajați ai regiei transport electric și ai parcului urban de autobuze din Chișinău vor fi vaccinați împotriva COVID-19. Este vorba despre șoferii și taxatorii care au peste 60 de ani. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei. Potrivit lui Ion Ceban, angajații parcurilor de troleibuze și autobuze sunt zilnic în contact direct cu sute de călători, iar vaccinarea acestora este la fel o prioritate pentru municipalitate. Elizaveta este taxatoare deja de ani buni și spune că situația este foarte gravă. Femeia ne-a mărturisit că s-a infectat cu virusul COVID-19 la serviciu chiar în ajun de Revelion pe 26 decembrie, iar toate sărbătorile de iarnă le-a petrecut pe patul de spital. E gravă, clar că eu de-am întrebat pe noastră și eu știu ce se înseamnă asta. Luna ianuarie e toată prin spital, pe acasă de-am. Deodată, da, era... aveam senzația așa că nu știu, dar... n-am scăp și după aceea ieșit de acolo tot. Încă mi-era rău și slăbăciuni și una și alta. Acum, da, am stat ok. Angajata spune că inițiativa primarului general Ion Ceban este una binevenită, deoarece personalul regiei transport electric este mereu în contact cu mulțime de oameni. Trebuie și noi să ne vaccineze, că cum sunt medicii în legătură cu oamenii, așa și noi tot. În fiecare zi, dimineața până în seară, nu suntem în contact cu pasagerii. Și noi nu, e-s cu mască, noi nu știm ce-i cu dânsul. Că el e sănătos, că el e bolnav, noi nu putem să depistăm aia. Și colegele Elizavetei sunt de aceeași părere. Taxatoarele spun că mereu se confruntă cu diferite categorii de oameni, mulți dintre care ignoră măsurile de protecție, iar vaccinarea este necesară. Credem că trebuie să ne vaccinăm, că suntem pe prima linie și cât de cât avem persoanele care se urcă, pune mască, care spune nu, pune mască. Și credem că da, ar trebui să ne vaccinez. La rândul lor, șoferii spun că, deși sunt în cabină și nu contactează direct cu pasagerii, vaccinarea este foarte necesară pentru că, de multe ori, urmărind numărul de cazuri letale, le este frică să meargă la serviciu. Numai decât, eu socot că numai decât trebuiește. Pentru că noi avem, cum spune, furcă cu oameni și, cum spune, trebuie vaccinat numai decât. Conductorul, în primul rând, e acolo... între lume, cum spune. Dar noi trebuie și șoferi, trebuie și conductori, mai decât. Fiindcă mult și merge tot mai mulți oameni, și 40, și 30 pe zi, și mor, și Doamne ferește, tămâi. Știi, ne-a părnit la lucru. Fiecare aici sunt părerile diferite, care doresc, care nu. Eu, de exemplu, m-aș vaccina. E nevoie, da, ar fi dorit ca toată lumea să vaccineze, mai ales taxatorii, noi încă aici, la noi. Suntem așa mai feriți de pasageri, de taxatorii, sunt pericol. Amintim că până în prezent, conform datelor Ministerului Sănătății, în Moldova a fost vaccinate 54.907 persoane.